Absolvenții unor anumite forme de învățământ care nu și-au găsit un loc de muncă sau nu urmează alte cursuri au posibilitatea de a participa la bursa locurilor de muncă dedicate lor. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează în data de 14 octombrie la Petroșani o astfel de bursă, la care vor putea participa însă și alte categorii de persoane. Important de precizat că și cei care vor angaja absolvenții vor avea anumite beneficii financiare. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara organizează în data de 14 octombrie bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. Evenimentul are ca scop facilitarea accesului absolvenților la locurile de muncă disponibile și interacțiunea directă cu agenții economici. De asemenea, la eveniment pot participa și celelalte categorii de persoane care nu au un loc de muncă sau care doresc schimbarea acestuia. Acțiunea se va desfășura în municipiul Petroșani, la sediul nou al Universității din Petroșani, vinerea viitoare, între orele 9 și 13. Nu sunt excluse nici celelalte categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, avantajul fiind întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condițiile unei concurențe loiale și transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea într-un timp cât mai scurt. Angajatorii pot beneficia de subvenții conform prevederilor legii numărul 76/2002 dacă oferă absolvenților oportunitatea de a ocupa locurile de muncă pe care le au disponibile. Cu această ocazie reamintim absolvenților înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă faptul că pot beneficia de prime de inserție, urmare a angajării cu normă întreagă pe o perioadă mai mare de 12 luni. Agenții economici din județ pot depune oferte de locuri de muncă vacante până în data de 14 octombrie 2022 la AJUFM Hunedoara, undeva Piața Unirii, numărul 2, telefon 0254-216151, e-mail ajufm.hd@aneofm.gov.ro sau la cea mai apropiată agenție locală pentru ocuparea forței de muncă, a declarat George Tatomuța, director AJUFM Hunedoara. Evenimentul se desfășoară în parteneriat cu Universitatea din Petroșani și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara.